destul de mari și nu se știe ce va fi în luna septembrie, cu ce ne vom întâlni în luna septembrie, cu câți pacienți atunci va fi, care va fi situația. Aici chiar nu putem să dăm vina pe autorități și pe nimeni altcineva decât pe noi înșine. Riscul ne aparține. Riscurile fiecare și le asumă. Fiecare pe propria răspundere, pe propriile riscuri de sănătate, fiindcă eu cred că se poate de odihnit și în Moldova, se poate de făcut un alt fel de vacanță, de a vedea și unele locuri din Moldova cu toate normele sanitare respectate, decât de a pleca. Și ceea ce este vârstnice, persoanele cu maladii cronice, persoanele cu diabet, cu maladii cardiovasculare, pe lângă faptul că au un risc mult mai înalt de a face COVID și de a face și complicații, și complicații destul de severe, eu le-aș recomanda să nu se aventureze în această vară de a pleca la odihnă.